Bună seara! Bună seara și bine v-am regăsit! Din nou despre Revoluția din 1989, am alături de mine doi oameni care m-au impresionat încă de, din primele clipe în care i-am întâlnit și cu care am și realizat un interviu. Un interviu un pic mai lung, au fost o discuție, un preambul al acestei emisiuni. M-au impresionat prin acuratețea, prin modul foarte corect, direct de a spune lucrurilor pe nume și așa cum. Doi oameni pe care îi apreciez nespus de mult, cărora le mulțumesc foarte mult că au acceptat invitația. Este vorba de domnul Ion Savu, participant direct la Revoluție și unul dintre oamenii care și-a petrecut foarte mult timp pe străzile Timișoarei, în diverse zone de tensiune și a mobilizat mulți oameni. Și domnul Costel Balint este, domnul profesor Costel Balint, ca să fim foarte clari, pentru că și activitatea de dascăl e una de demnă de menționat. Și pentru că am observat că are e o meserie vocațională, vă și place. V-a și prins atunci la Revoluție. Bună seara! Și o să vorbim și de cărțile domnului Bună seara și mulțumim Balint. Pentru invitație. Eu mulțumesc că ați acceptat. Vorbim de 20 decembrie. Una dintre zilele care au părut sau par acum, după 30 de ani, poate cea mai încărcată de importanță de istorie. Toate au fost importante. Dar acum parcă s-au acumulat tot ceea ce a însemnat 15, 16, 17, 18 și 19, care au fost două zile, chiar vorbeam la un moment dat și cu invitații de acum câteva seri, păreau niște zile de acalmie în care oamenii parcă se mai liniștiseră și se îndreptaseră spre case. Cum a fost? Mă tem că n-a fost chiar așa. În 18, de exemplu, s-a tras asupra tinerilor de pe treptele catedralei. Și în 19? În 19 s-a tras în Iosefin. Dar au mai fost tot asupra... atât de mulți participanți, oameni fost pe străzi? Oameni, tot timpul fost oameni pe străzi. E adevărat că n-au fost atât de mulți cât au fost în 17 și categoric n-au fost atât de mulți cât au fost în 20. Și după 20. Cum arăta ziua de 20? Ca și temperatură, ca zi, senină, mai închisă. Mai... Eu revin la ziua de 19. Și de ce? Pentru că la Elba, de fapt, e prima întreprindere unde s-a declarat un fel de grevă generală. O plecare pentru a doua zi, 20. Deci la Elba... Unde... A fost prima întreprindere care declara grevă generală. Da. Da, unde a venit șeful Marului Stat Major, înainte a venit Radu Bălan și pe aceea a venit domnul Gușe, șeful statului mare. Șeful statului major. Da, deci a fost un lucru extraordinar să vezi oamenii adunați în curte și să ai un dialog cu oamenii, cu acei muncitori care nu doreau altceva decât armata să retragă în cazări. Și cine a tras în ei? Puneau întrebări la acestea. Deci erau revingative. Vreau morții, reținuții, să fie eliberați. Deci suntem la o zi unde avem revendicări. Și atunci, pe podul dintre piața Iosefin și Elba, s-a tras asupra unei femei și asupra unui copil. De asemenea, colegul nostru și prietenul meu, Sandu Hanus, povestește cum a fost martor la taburile, când taburile alergau prin, chiar și pe el, l-au alergat taburile prin piața, prin zona Iosefinului și l-au tras asupra oamenilor. Chiar au fost oameni răniți, au ajuns la înțelegere cu cei care trăgeau de pe taburi să oprească tragerea până când reușesc să ia rănitul să-l ducă. Și după ce au reușit să ia rănitul să-l pună într-o mașină, să-l trimite la spital, au început să tragă din nou după ei. S-a tras în fiecare zi. Înțeles. Și până în data de 20, până după ce am dus tratativele acolo la Consiliul Județean cu fostul prim-ministru, foarte greu, de pe la prânz până către seară,
Și am cerut... Dacă număr de oameni? În oraș? Da. În 20? Multe zeci de mii. Cum arăta ziua de 20 de dimineață, să spunem? Pentru mine, greu, că eram la Popa Șapcă. Deci, chiar în acea zi de 20 decembrie dimineața, primii 10 oameni din celulă, practic, li s-a spus că li se dă drumul. Era în ordine alfabetică, s-a făcut un tabel cu o seară înainte. Tragedia care era? Că au trecut niște ore și nu mai pleca nimeni. Au plecat, dar nici nu s-au întors. Teoretic, și noi... trebuia să fiți în primii. Da, teoretic, da. Dacă în ordinea mormântării am cu B, da. E adevărat. Și nu se întorceau înapoi, nu aveam nicio... Era o panică, o stare din aia de... Ăsta e cuvântul, disperare, sincer. Nu-mi venea să cred. Și de-abia târziu, pe la seara de-abia, a intrat cineva și ne-a spus că ne dă drumul. În 20? Da, decembrie. Vă dați seama de dimineață cum am stat acolo. Și când ați avut acces, primeați ceva informații? Vă spunea cineva ceva? Păi nu, singura informație care, să zicem, că am primit-o erau de la doi deținuți care au fost introduși în celulă, dar de fapt erau informatori. Unul Teddy și Cirică, erau veterani la închisorii, știau tot băieții, dar lor le era foarte frică și atunci am înțeles că nu e ok, nu e bună. Da, și atunci seara ne-au dat... Cum a fost? Cum v-au tratat? Păi eu am început cu securitatea prima dată, că m-au luat mai devreme așa, că m-au luat mai devreme și mi-au dus la securitate. Primirea a fost foarte interesantă acolo pe curtea securității, erau pe două rânduri și dădeau cu niște bastoane, dar am înțeles de ce, parcă ne făceau cavaleri, dar încă nu înțelegeam despre ce-i vorba. Asta pentru cu mințire preventivă. Probabil. Și n-am mai înțeles, într-o celulă era foarte, foarte mică, eram vreo 40, că dacă vrei să stai jos, n-aveai cum, erai obligat să stai în poziția asta de drepți. Și cel mai interesant a fost la două zi dimineață, că ne-au scos în curtea și au spus că na, ne duc mai departe la Popa Șapcă și mi-a spus unul, ia cinciu, deși eram fost să despăr, n-am să ce înseamnă ia cinciu. Și am luat o ploaie de lovituri cu bastonul pe spate, că n-am știut ce înseamnă ia cinciu, adică în linie pe cinci rânduri. Pare, acum ceva... Era limbajul... Da, că da, al lor, nu al codificat, lor. Era limbajul normal. Deci, 20 m-a prins totul seara, destul de încrezător, pentru că unul dintre lideri, comandanții acolo, mi-a dat un steag alb și mi-a spus că mă predă mulțimii. Și steagul era alb. Și atunci eu am prins curaj și am spus, dacă îmi dați drumul, dați-vă cuvântul de onoare și aduceți-mi, dați-mi și buletinul, că m-ați luat cu buletinul. Era lângă mine cu țăra, care era și el altar acum, a zis că nu-s normal, cum s-am eu curat să zice, dacă m-ați luat, eu v-am dat buletinul. Și mi-a dus buletinul, mi-a dat buletinul, acolo, față de toți. Pentru mine a fost așa o chestie, da, așa. Ceilalți erau paralizați. Nu, da, firesc, fiecare reacționează. Da, și mi-a steagul și a vrut să închidă ușa. Nu, pe dacă ne dați drumul, nu închideți ușa la mașină. Și n-a închis ușa, stau cu steagul așa, mâna, un steag alb. Și ne-a dus acum zi județean. Și acolo v-au dus? Da, acolo m-au lăsat. Am coprit din mașină. Acolo o surpriză foarte mare. Lumea, da. Pe la ce oră ați ajuns acolo? Pe seara am ajuns. Era vreo 5-6, că era întuneric. Dar surpriza care a fost? Am venit un... Păi am aflat că e vecin cu mine și mi-a dat un steag găurit cu steme români decupat. Bă, zic, mie nu-mi trebuie steag din ăsta. Vreau un steag cu steme. Deci eu încă nu realizăm pe ce lume sunt, ce se întâmplă. Rupt un pic da, de... Da, era împlutitor chiar. Da, și mie nu trebuie steagul ăsta. Eu vreau un steag cu steme încă. Ne întoarcem la dimineața zilei de 20 decembrie. Cum era? Cum era ziua? Caldă? Friguroasă? Mai friguroasă un pic decât... Deci toate zilele alea, începând de luni, când luni 18, când au început să vină în întreprinderi, trimiși activiști de partid să ne spună că s-a dat ordin clar că dacă pe stradă circulă mai mult de două persoane, grupuri mai mari de două persoane, două persoane, la al treilea trag, dacă sunt mai mult două persoane. Și era o stare de tensiune, de asta ne-am și bucurat după 16 noaptea și 17 când s-a tras că mergem la servici, că atunci puteam să comunicăm între noi. Eram oameni care locuiam în zone diferite ale orașului și n-am apucaserăm tot să vedem tot din toate părțile și am vrut să vedem care e starea de spirit, ce s-a întâmplat în fiecare dintre locurile în care n-am fost noi. Eu am încercat să iau și în 18 și în 19,
am discutat cu oameni cu care mă înțelegeam mai bine și le spuneam că dacă eu pățesc ceva, îi rog să aibă grijă de nevasta mea și de copiii mei. Și m-au întrebat. Nu știam atunci să zic asta, știți? Sunt anumite lucruri care le simți, pe care le simțim, dar nu le putem desluși bine, atunci. Da, văzuseră totuși oameni care căzuseră lângă dumneavoastră și pierduseră viața, loviți. Atunci m-au întrebat, dar ce, ești chiar așa de tare implicat? N-am fost mai tare decât alții implicat până atunci, înțelegeți? Dar am simțit asta. Era firesc grija față de cei dragi și, și era clar că doreați să continuați. Da, și în 20 dimineața nu mai aveam stare. Eram informatician, analist, programator la oficiul de calcul la detergenți. M-am rugat-o pe șefa de oficiu, Mariana, nu mai am stare, aș vrea să plec. Și a zis, hai că plecăm amândoi, mergem la conducere să ne dea un bilet de voie și mergem la centrul de calcul. Și am plecat din oficiul de calcul cu agenda de serviciu sub soară și când să ajungem la blocul administrativ, coloana venea mai de sus de noi, venea din calea Buzeașului, dinspre Optică, AM, Electro Timiș, Spumotim, Tehnometal, Agatex, Ambalajul Jumetalic, mă rog. Și am întrebat-o, ai ceva împotrivă dacă plec? Ea a zis nu. M-am îndreptat spre poartă, porțile erau închise, directorul erau în față, în stradă, habar n-am cum am ieșit, nu țin minte să fiu sărit peste poartă, probabil văzând cu ce determinare mă îndrept, mi-au deschis poarta, am văzut coloana, am dus în fața ei, m-am dus în fața ei, dar nici nu mai conta, înțelegeți, când tu așa ești frământat zile în șir și la un moment dat lucrurile se clarifică în tine, chiar dacă nu mental, sufletește, atunci e hotărâre și mergi. Adică erați împăcat și știați că asta trebuie să faceți. Da. Asta era, păi cred că asta a fost pentru toți și cu cât trăiai mai mult evenimentele și treceai prin ele mai greu și vedeai bătaie și vedeai reținere, oameni care se duc pe popa șapcă sau în arestul securității sau vedeai oameni bătuți, copii călcați în picioare, femei bruscate, oameni împușcați. Nu cred că asta întărea și mai mult. Am avut în celulă un băiat, un tânăr, împușcat. Mi-aduc aminte, m-am dus să beau apă. Singura chestie faină acolo la popa șapcă fost apă, era foarte rece. Și dus la toaletă și un tinerel încerca să se bandajeze. Era împușcat în număr. Și era frică să spună că a fost împușcat. Și cunoscând doi studenți lugojeni de-ai mei, i-am chemat și eu mi-am rupt cămașa și am făcut un pansament. De-abia după 3 luni de zile, îmi scapă numele acum, Sabo amintește într-o carte, s-a dus la, se infectase rana. După 3 luni de zile s-a dus la spital, i-a fost frică. Deci acel tip, acel băiat a stat cu mine acolo în celulă. După 3 luni de zile s-a dus la spital. E un caz real ăsta. Deci clar că oamenii au fost marcați de azi și vorbim de starea aceea, de determinarea aia, de a merge mai departe, da. Pentru că foarte mult drum de întors nu mai era, pentru că ori nimiceau Timișoara, dacă nu se întâmplau să iasă și ceilalți, să înceapă județul și să după aia să definitiveze Bucureștiul, probabil că ar fi izolat și ar fi distrus-o, că nu putea, doamne, să rămână, da, singular. Când pleci la un asemenea lucru, atunci, asta nu e o glumă. Asta, da, e o treabă de angajament total și o treabă fundamentală, nu mai este ca sentiment așa, unde aveți data de 20 după atâtea zile de luptă, de trăirea tuturor acelor fenomene, de morți, de focuri de armă, de taburi, de până la urmă oroare. Eu de sunetele alea bănuiesc că în data de 20 toată ziua n-am avut timp să mă mai gândesc la asta. Am fost atât de ocupat din fața întreprinderii de detergenți din calea Buzeașului. Până seara am făcut permanent tot timpul. Am făcut ceva tot timpul. Am văzut că din coloana aia de 10.000 de oameni. Dar ați mâncat ceva? De când era timp? N-am avut nici să beau apă atunci. Nici n-am avut de unde să beau apă. Și văzând că nu rezistă forța acelei coloane de 10.000 de oameni, unii cântau ceva, unii scandau altceva, scandau libertate, libertate, așa gutural, nu așa, nu așa. Și atunci am dat tonul și fugeam pe lângă coloana aia lungă de 1 kilometru și ceva, strigam libertate, să antrenez cât mai mulți în asta. Și gândiți-vă când din 10.000 de piepturi era scandat, așa, s-a cadat,
vibra aerul și sufletele noastre vibrau. Cine adusese pe oamenii acolo? Cine era în fruntea lor? Erau alți oameni, pentru care era și Chiș, Ioan, și mai erau și alți oameni. Eu nu mi-am dorit să fiu lider. Fiecare a făcut ce a considerat el și a adus contribuția așa cum a putut. Mi-am dat seama că trebuie făcut ceva, am văzut că alții nu fac, am văzut că eu știu să fac și am făcut. Și atunci i-am tot dus mai departe, erau oameni pe trotuar, le ziceam, haideți și dumneavoastră cu noi. Unii veneau, alții ziceau, lasă, mergeți că venim noi după aia. Le spuneam, haideți că dacă nu veniți acum când ești mulți, când ești singur, nu veniți. Și după aia o să vă pară rău, hai acum, hai. În trecut erau întreprinderi la care ușile erau legate cu lanț și cu lacăt, erau uși sudate la Banatul, erau sudate ușile. Sudate ușile cu oamenii înăuntru? Da, să nu plece oamenii. La Guban legate la fel. Noi rucam la Guban, de exemplu, am urcat pe, din fața clădirii porții care e mai joase, de pe un multicar, pe clădirea aia acolo, și dădeam jos pancartele cu Partidul Comunist și cu Ceaușescu. În timp ce mergea coloana, se curățau și clădirile. Peste tot, dinainte de mine și după ce am mers mai departe. Și atunci au apărut trupe în fața noastră, dar până înainte de a ajunge noi la ele, au dispărut. La Banat un colț, la Abator. Ce erau mulți? Erau la o distanță de câteva sute de metri. Dar nu, erați mai mulți ca ei. Adică noi eram zeci de mii de oameni. Numeric îi depășeați. Dar ei erau înarmați, noi eram cu mâinile goale. Dar foarte hotărâți. S-a mers exclusiv pe carosabil, fără să calce măcar iarba. Atunci când am ajuns la Sala Olimpia, unii vreau să mergem la operă, că era obișnuința că la operă să mergi. Da, atunci când ne întâlneam, ne aduna pentru diferite meeting-uri de împotriva bombei cu neutron și alte prostii ce demonstram atunci, acolo ne adunau. Eu am zis, nu mergem la operă acum. Mergem pe un drum cât mai lung să vadă cât mai mulți oameni că am ieșit acum. Și pe unde ați mers? Și am mers înainte pe Victor Babeș. Țin minte, au fost niște momente în fața centrului de igienă și a spitalului Bega. Erau medici și mame cu copii, mame și asistente acolo. Și ne făceau, nu erau copii în braț atunci, ne făceau cu mâna și noi le făceam lor și le curgeau și lor lacrimile. Noi ziceam, aveți grijă de răniți, aveți grijă de copii. Ei ne făceau și ei cu mâna și ne curgeau și nouă lacrimile. Atunci, pentru prima dată, am simțit așa sentimentul ăla de libertate. Atunci nici nu știam să-l numesc libertate. Libertate. Am era emoție numai... și adrenalină. Nu adrenalină. Era... Nu, că am plecat hotărâți și împăcați. Nu era încrâncenare. Cel puțin la mine nu era. Și simțeam așa cum expandează sufletul și că pot să iubesc pe toată lumea, înțelegeți? Pot să iubesc pe toți erați oamenii. Erați prea mulțumiți de ceea ce se întâmplă. De bucuroși și de hotărârea asta era nu în încrâncenare, ci în asumare. Și înțeles? Pe unde ați luat-o după aceea? După aceea am mers la mecanică în față, la facultatea de mecanică. La Politehnică, da. Da, era clinica de ortopedie, unde e clinica de oncologie acum. Da, pe Mihai Viteazu, pe Bulevardul Acolo iar au vrut Viteazu, să mergem în, spre operă. Spre operă, eu am spus nu. Mergem pe la Consulatul Iugoslav, că e singura noastră legătură cu țara și cu lumea. Acolo... Adică ați luat-o pe malul Begăi? Nu. Am făcut la stânga, pe lângă clinică și am făcut după aia. La stânga, pe lângă clinică. A, nu pe malul Begăi, n-ați ajuns încă pe... Și după aia am făcut stânga și a doua la dreapta. Și ați mers la consulat. Dar înainte de momentul ăsta, la un moment dat, probabil văzând cât de eficient am fost, cineva m-a prins din spate de gât. Dar foarte profesional. Am simțit cum mi se împăienjenesc ochii, mi se moaie genunchii, mă scurg așa. Și în timp ce mă strângea de gât, striga, securistul, securistul. Eu n-aveam cum să-l prind de acolo. Înțelegeți? Probabil văzând că sunt era așa de eficient. Era și mai mare de... Eu n-am văzut cine era. Eu n-am văzut... Simțeați ca forță? Cu forță știa de unde să mă strângă, înțelegeți? Și șansa mea a fost că cei pe care i-am adus atâția kilometri au oamenii văzut ce am făcut. Jur, da, m-au scăpat. Chiar am întâlnit în anii următori o tânără care zicea, domnul Savu, nu mă mai țineți minte, eram la tata după gât atunci când v-a scăpat el cu alți oameni, când v-a strâns omul ăla de gât. Eu nu știam cine m-a strâns, am aflat după ani de zile. Da, ți-a aflat după aceea cine v-a strâns. Și, dar i-ați nu o să vă spun i-ați mulțumit?
V-ați mai întâlnit cu el? Da, de multe ori. Și, în fine, am ajuns la, în fața la consulatul sârbesc. Atât măcar, spune-te, își făcea treaba? Era în slujba... Nu vreau să vă spun, că nu o să credeți cine este, cine a fost. Bănuiesc că aveți robe, da. Nu trebuie da, să... Da, și atunci da. Atâția oameni... Prima dată m-am edificat, adică dacă putea să fie... Adică ce să mai credem când e evident, totul, da. Dacă se tot știe. Și, nu mai contează acum, să dar mai departe. Dar era în slujba menținerii ordinii? Sau era nu, infiltrat între, în rândul... Pare să că așa era. Am ajuns în fața consulatului iugoslav, am urcat pe gard și am vorbit cu consulul iugoslav, Mirko Atanasković, nu știam atunci. I-am spus, domnule, vă rog să mă iertați, nu vreau să vă jignesc. Știu că și Iugoslavia e o țară comunistă, dar noi nu mai vrem comunist. Noi, uitați-vă, suntem toată Timișoara, suntem aici, nu suntem o mână de vagabonzi, noi nu mai vrem comunism. Ne-am luat viața în mâini și vă rog să transmiteți la București, la ambasadă și la Beograd și în toată lumea că noi, timișorenii, nu mai vrem comunism și ne-am luat viața în mâini cu orice risc. El s-a uitat, mirat la mine și insistând a zis, da, da, o să transmit. Bine, ce ar fi putut să vă și spună? Da, da, și transmis, da, și transmis. Există case... Așa s-a transmis? A transmis, da. Da, a transmis, există și caseta, e la muzeu, eu am dat-o, am primit-o de la dânsul și rândul îl sârbește. 20 decembrie, consulatul, există în care semnalează exact declarația exact. Da, cum că a primit... Am în prima carte Timișoara în decembrie și caseta originală de la dânsul am luat-o, da. Caseta mare. Eu l-am cunoscut cam cu naveta și m-am luat toată la autostop. Veneam de la Băitani. Unde ați fost profesor o perioadă. Da. Păi dumneavoastră, Revoluția v-a și prins profesor și chiar director adjunct la Liebling, după câte știu este eu. Da, este adevărat. Și, bun, de la Sârb, unde v-ați, de la Sârb, unde v-ați dus? De acolo, iar vreau să mergem la opera. Am zis, nu, mergem pe la Elba, ca un omagiu, pentru că Elba a avut tăria să declare prima grevă generală cu zi înainte, în 19. Atunci am dus prin piața Chiutul, dar pe la mobila Banatului. Am încercat să luăm cât mai mulți oameni cu noi, înțelegeți? Ați vizat totuși fabricile. Să vină oameni, cât mai mulți oameni. Era nevoie să fie cât mai mulți oameni. Da. M-a ajuns la gară, ajungând la gară acolo, am aflat că Elba plecase deja în piață. Pe traseu n-ați întâlnit nici o altă, în afară de prima parte. Da, ați mai întâlnit forțe de ordine. După aia am mai întâlnit, o să ajung acolo. Și... am ajuns la un moment dat în zona asta, în preajma gării, s-a lipit coloanei și Marcu cu un halat alb. Cerșaf alb, pus băgat pe gât, așa, găurit și tras pe gât. Și am ajuns la parcul din... Mai era cu cineva sau era... N-am putut să bag de seamă, v-ați spus că eu eram tot timpul în mișcare. Da, lungul coloanei. Da. Nu zic domnul Marcu, dacă s-a alăturat cu un anumit grup sau numai pur și simplu l-ați văzut el Marcu, pe el l-am văzut cu... L-am remarcat cu... Ce-a. Au urcat da, la un moment dat... Dar de ce își pusese cearșaf? Vă întreb că... Îl întrebați-l pe el. Mai putem. Probabil să apară mai vizibil. Să iasă în evidență, da. Și apară la județ în poză. Da. A și urcat pe una din cele două tribune care erau pe vremuri pentru 1 mai și 23 august, pe aia din stânga cum mergi către operă și s-a remarcat cu halatul al alb, l-a văzut mulțimea, cu cearșaful alb și el și alții au vrut să ducem coloana direct în piața operei, care era o palmă de loc. I-am zis, nu mergem în piața operei, mergem prin față pe la catedrală ca un omagiu pentru tinerii care au murit acolo. Acum gândiți-vă, zeci de mii de oameni se aduc așa un traseu complicat și pe străduțele alea pe la consulat și da, peste tot. Străduțe înguste. Și totuși mi-a dat bunul Dumnezeu tăria să îi conving să mergem. Chiar dacă... V-a mai ajutat cineva? Nu. Dar nu, e important că nu s-au opus. Și cam câți erau așa ca număr? Un aproximativ. 60 de mii, poate 70 de mii, 80 de mii, că tot s-au adunat. S-au făcut fotografii. Da, nu? Sigur că da. Dar vecinul meu, Paul Sofran, filmează din... eu locuiam pe strada Negoiu, numărul 16. Și el avea o cameră video și filmează. Atunci nu era
camera de comerț acolo. Da, 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 da. Și se vedea printre blocuri și să vedeți cum coloana trece minute în șir, trece coloană pe mai multe rânduri, trece, gândiți-vă că zeci de mii de oameni care trec. Și am ajuns în fața catedralei, înainte de a ajunge în fața catedralei, pe piatra Craiului, era iară o trupă de armată, dar nu era perpendiculară pe direcția noastră, paralelă cu direcția noastră. Adică i-ați găsit acolo, nu erau pentru... Ei erau acolo când am trecut pe lângă ei. Da, da, da. Erau de la și Buzeaz. Acum au reacționat. Și nu, n-au făcut nimic, noi treceam mai departe. Am ajuns în față la catedrală. Dar nici nu i-ați întrebat, nu ați interacționat? Dar aveam treabă cu ei. Am înțeles, și nici ei cu dumneavoastră. Da, nu m-am auzit, de ce să... Când ai o treabă de făcut, nu te încurci cu toate gongile. Totuși, lăsați că gongile alea... Auziți, dacă te tot oprești pentru toți, nu, am atunci nu se mai faci treaba. Dacă ați interacționat și i-ați chemat, nu, i-ați... Ce să le faci? Că ei erau partea care au tras în noi o săptămână și noi eram aia adică în care se trăgea. Adică sentimentele erau clare, că asta am vrut să spun. N-au reacționat oamenii, nu au încercat să-i apostrofeze, să-i... Cum să adică spun, cuvântul de ordine era fără violență. Dintre 60-70 de mii de oameni s-au fi găsit vreo 10 care să mai... Care ar fi putut să... Nu, 20. Erau destul de disciplinați oamenii și destul de... Am spus Tatăl nostru în fața la catedrală și când se plecăm între catedrală și primărie, a apărut primul cordon pe direcția noastră de înaintare, perpendicular pe direcția noastră de înaintare, au încărcat armele, la caiemuri și au spus, stați că tragem. Mă uitam așa la ei, acum mă gândeam, pe toți tot nu ne poate omorâ și în ziua care scăpăm, prau îi facem. Și să vă zic că nici nu te puteai opri, că din spate coloana te împingea, noi eram la catedrală și capătul coloanei era către gară încă, înțelegeți? Erau foarte mulți oameni, înțelegeți? Da. Și unii au încercat să îi îmbrățișeze, au fugit către ei, dar au fugit, s-au despărțit soldații din coloana aia, o parte au intrat în primărie, o parte au intrat în fostul cinematograf, capitol, actuala filarmonică. Dar, în fața noastră, la celălalt colț al primăriei, colțul cu parcul justiției, au apărut 6 taburi, 6 blindate pe roți, de la Lugoșe, cu turelele către noi. Gândiți-vă că nu ți-e ușor după ce s-a murit în Timișoara atâtea zile. Și, ajungând acolo... Trecând de la cei cu arme până la ceva care putea să distrugă o mulțime... Acolo. Deși am aflat un secret de la domnul Săsăran. Dacă știi să oprești un tab, e foarte simplu. Da, dacă știi ce să faci, cum s-a întâmplat la pasarele... Nu, da, cu tancul. De tancul. Da. Acolo e tancul. Tancul e mai ușor de oprit decât tabul. Decât tabul. Da. Da. Și... Acolo au încercat oamenii să urce pe un tab, urca vreo 16-17 oameni pe un tab. Tabul a început să facă mișcări. Du-te vino așa, în față și în spate, să cadă de pe el. Văzând că nu cad, a lovit cu partea din fața blindajului în colțul primăriei. Dacă vă uitați acum acolo, este un fel de grilaj. Atunci nu era asta. La o anumită înălțime la care era botul tabului, acolo se vede că tencoiala e adăugată cam grosier, se vede că e ulterior adăugată, dar e bine că e așa grosier, că se vede acum... Ca să se vadă urma. Da, se vede urma. Și n-au căzut atunci, nici atunci oamenii au făcut semn la... Totuși eram o mulțime mare, scuzați-mă, erau mulți oameni. Da, da. Și au făcut semn să deschidă, cu frica deschis chepengul ăla și a ieșit, oamenii s-au repezit, el a crezut că o să-l strângă de gât, nu, oamenii l-au îmbrățișat. Și atunci cu tabul ăla captiv, coloana a mers, s-a auzise deja acolo că va veni primul ministru Dăscălescu și cu alți demnitari la Consiliul Județean. Și atunci cu toată coloana tabul s-a dus înainte. Eu am auzit că în parcarea de la Hotelul Central erau în zilele precedente taburi fără inscripționare pe ele ale securității. Și m-am dus să văd. Dacă securitatea nu are taburi, abiuri. Da. Așa m-am auzit și m-am dus să văd. Și acolo nu mai erau, dar pe treptele hotelului i-am întâlnit pe doi oameni. Pe unul îl cunoșteam, pe Doru Bulza, care era redactorul șef la Drapelul Roșu. Îl știam că eram drucăr la Poli amândoi și cu celălalt care s-a prezentat, George Boieru, atunci l-am cunoscut. Am ajuns în piața Operei. În piața Operei erau mulți oameni, dar în grupuleți, așa, nu era nimic structurat, nimic închegat. Și mai era încă ceva. În fața Operei chiar, era un cordon de trupe de securitate care nu te lăsau să te apropii de clădirea Operei.
lângă operă, jos, lângă perete, erau de două ori câte două megafane din ăla de aluminiu. Se instalaseră... Cu fire care urcau în balcon. În pregătirea lui Dăscălescu. Și mai în am față... Am înțeles că pregăteau o mare manifestație al lor. În trei locuri. Da, mai în față, mai erau încă două suporturi cu încă două megafane din alea, iar cu fire care urcau în balcon se vedeau capetele microfanelor. Am zis, păi, ăștia ne așteaptă aici. Nu duci bătălia unde te așteaptă dușmanul. Că ăștia ascultă și gândurile. Hai să mergem la Consiliul Județean. Și atunci, iar pe drum, rugându-și și pe alții să vină, am ajuns la Consiliul Județean. Dar au mai rămas și în piață. Au rămas și în piață încă mulți oameni. Și acolo, când am ajuns, eram obosit, însetat, am traversat mulțimea și cu agenda pe care o aveam încă în mână, m-am așezat pe ea, pe marginea unei clădiri și odată apare un tip în balcon și zice să vină unul sau doi tovarăși să discute cu tovarășul prim-ministru. Dar nu știați că Dăscălescu ajunsese? Nu, dar am aflat, nu știu de unde s-a aflat când am fost pe la primărie, că o să vin acolo. Și am ajuns acolo, am zis, domnule, nu poate dintr-o mulțime de oameni, dacă pleacă unul sau doi oameni, oamenii își pierd încrederea, zic, ah, și se vor lăsa manipulați. Și am traversat mulțimea să le spun că nu-i bine. Erau niște vaze de beton de vreun metru și două, deci am urcat pe o vază din aia și am zis, nu, o să meargă 8 sau 13 inși. Nu știu de ce am zis așa. Și când se coboră, am alunecat și am căzut pe cizmele unui ofițer de securitate care m-a amenințat că, de la trupele de securitate, că mă împușcă, dar nu m-am speriat de treaba aia. În cădere, mi-am dat seama că m-am condamnat singur să intru înăuntru. De ce? Pentru că era de presupus că acolo înăuntru va fi greu. Și era... Nu, da, era de eleganță, era necinstit să spui mergeți voi acolo unde va fi greu și eu să spun să mergeți voi și eu să nu mă duc. Și atunci mi-am dat seama că m-am condamnat să mă duc și eu, dacă tot mi-a venit ideea. Am ajuns în fața clădirii, oamenii împingeau în grilajul ăla metalic, dar ușurile nu se deschideau. Se puseseră geamurile la loc, nu? Nu, erau de mult puse. Erau puse. Da, dar împingeau, dar ușurile nu se deschideau înăuntru, ci în afară. În exterior, da. I-am rugat pe oameni să dea la o parte, am intrat în clădire. Și acolo, pe trepte, erau alți soldați și ofițeri cu căștile de oțel pe cap, îmbrăcați de echipați de război, adică cu acaim în mână. Erau parașutiștii lugurzi. Cu încărcătorul și cu portsectorul ăla cu încă trei încărcătoare da, aici. Pentru că domnul Gruia Sesăran ne-a spus că i-a găsit și când a intrat erau la București. Sus la exact, de la televiziunea deci română. Erau... Ajunseseră... I-am și zis că n-a știut cu cine să plece să ajungă mai repede și în sigură. În data de 18 a venit parașutiștii și 300 de lui Gurski. Și atunci i-ați găsit acolo la... Da, și atunci... În consiliu... Am ieșit afară. De au spus că dacă mai lovește cineva nu știu o să tragă. Gândiți-vă iară, nu m-am gândit că o să glumească. Am ieșit afară. I-am spus la oameni, doi pași în spate. Au făcut doi pași în spate. Era chiar serios că o să se tragă. Era... Riscul exista, clar. Erau pregătiți, da. Deci erau puși să apără instituția. Un domn l-am întrebat, cum vă numiți? Emil Olei. Ce meserie aveți? Sunt pictor de biserici. Bine, dumneavoastră rămâneți cu paza aici. Și atunci, înainte de a intra, au început să vină la mine. A venit unul și mă numesc Petre Petrișor. Sunt avocat. Pot să vin și eu. Sigur că da, domnule. Orice sistem social are nevoie de legi. Dacă strâmbe, le îndreptăm. Ești binevenit. Hai. Și am intrat 5 și după aia încă 8. Lângă dumneavoastră nu mai era nimeni. Care eu nu cunoșteam pe nimeni. 14 a fost în total. Unul ultim a murit. 13 eram. 5 și cu... Virgil, Ocaciu, Virgil ultimul. 5, 3 și cu... auzi, 5 pe listă încă, spun. Da, da, după aia au mai fost, dar am intrat 5 și cu 8. Ați intrat odată 13 și după aceea au mai venit? După aia au mai venit. Dar cum au pătruns atunci dacă ei păzeau? Păi gândiți-vă că discuțiile astea au durat jumătate de zi. A, și în intervalul acesta au mai intrat și alții în Consiliul Județean, pe tot o jumătate de zi. De zi dar stați puțin. Au venit de la operă. Ați intrat, ați găsit acolo, i-ați găsit pe toți cei de la județ cu Dăscălescu împreună și cu ce-o mai fi fost pe acolo. Am ajuns în fața ușii și în fața ușii n-am intrat eu primul. Că vedeți că dacă ajungem 5 oameni în fața ușii, fiecare se dă la o parte și îl invite pe celălalt, dacă nu e o femeie, să intre. Da. Și... Acolo când s-a intrat, oricât de neplăcut ar fi, ne-am auzit cum zic, să trăiți, tovarășul prim-ministru.
așa simțeam că pocnesc. Eu nu eram țăranul Ion cu clăbățul în mână, umil acolo. Eu eram reprezentantul demn al celor de afară. Nu mă obliga nimeni să mă duc acolo, înțelegeți? M-am dus că am zis că pot să fac ceva. Și atunci, unul a cerut una, unul a cerut alta, mă rog. Și atunci, fiind cu agenda la mine, am început să-mi notez pe agenda ce-și doreau timișorenii de săptămână. Jos Ceaușescu, dar jos comunismul. Dar ați mai vorbit cu cineva despre asta acolo? Nu. Adică, măi, nu-i bine ce facem? Ce să mai discuți atunci, că nici nu aveai aveați cum. Aveați voie să vorbiți acolo în timp ce erați erau prezentare... plin de activiști, dacă nu știam pe nimeni, n-aveam încredere nimeni. Cam câți erau dintre... Activiști? Da. Zeci, nu știu câți mulți. Atât de mulți? Foarte de mulți. Și toți erau cu... de... Șara aia mare, da. În sala mare. Erau scaunele clacinografe, așa, cu suport de, pentru braț. Și Dăscălescu unde era? Era acolo în fața lor și atunci au început să discute. Eu dar când ați intrat, Dăscălescu, era cum a reacționat? Acolo. În discuția cu el nici nu m-a interesat. Nu, când ați intrat în sală, cum a reacționat? Doamne, nu m-a interesat în momentul nu, în care am văzut... ce a făcut? Care a fost prima reacție? Când am văzut pe ei cum discută, nici nu m-a interesat asta. M-a interesat să fiu eficient. Dar v-a salutat? Doamne, am discutat cu el. Nu s-a discutat da. Cu el. Fiind un grup mare, nu putea să ne salute pe fiecare în parte. A, nu, dar eu nu l-am că... salutat în orice caz. Păi, l-au salutat nu, nu ei. Nu l-ați salutat. Cum a reacționat Doamne. El? Era... era deja... parcă era o bucată de piatră, înțelegeți? Am înțeles. Negurat și încruntat. Și ceilalți? Cei de la partid de aici? Cei erau de la... în spate cu buzunarele umflate, toți erau înarmați. Vreau să-ți precizez încă un lucru. În Timișoara au tras din toate categoriile sociale care au avut acces la arme. Activiști de partid, că de fapt partidul conducea totul. Sigur că armata și securitatea și miliția și gărzile patriotice, dar nu fiecare om din aceste structuri. Dar din toate aceste structuri au tras, inclusiv activiști de partid, care conduceau și securitatea și pe toți ceilalți. Că se zice că, da, armata a tras în principal în Timișoara, că am văzut toți care am fost în stradă. Dar deasupra de tot era Partidul Comunist. Da, totuși cele mai multe victime le-a făcut armata. Da, dar la ordinul Partidului Comunist. Dar are importanță la ordinul cui? Da. La ordinul Partidului Comunist? Contează toți, și cine a dat ordin. Dar la ordinul Partidului Comunist comandant toți au tras. Comandant unic da. Era, dar ordinul, dar... aici era Coman, Ion comandant, comandant era unic, dar comandant și Meiu și armata. Totuși cele mai multe victime. E adevărat că poate și cei mai mulți au fost. Da, o să vă aduc din filmul pe care l-am promis că vi-l aduc, făcut de Victor Popa, și o să vedeți acolo multe declarații. El nu poate să vi-l dea că este o convenție acolo. Da, cu da, da. Dar cum că l-am... Am intrat în operă, în acolo. Eu am început să-mi notez asta. La județeana de partid, am început să-mi notez asta. Între timp, oamenii și-au pierdut răbdarea de afară. Era nevoie să păstrăm o legătură. Doamnă, habar n-aveam că știu atât de multe lucruri, că ele sunt în mine. Păi știați ce se dorea, discutaseră, că deja luați... Dar numai că nu toți oamenii sunt în stare în momente de asemenea tensiune să facă toate lucrurile astea, înțelegeți? De ce n-au fost 100.000 de conducători de revoluție? Păi în momentul în care vezi că unul dintre oameni face dar asta, toți nu au văzut are asta. Sens. Dar și bun, ceilalți care au fost cu dumneavoastră, ce făceau? Păi bun, unul, alta... Adică, ce făceau? S-a apucat să păi nu se poate. Eu mi-am făcut treaba acolo. Atunci. Da, după aia. În prima fază nu. Zic, dar în prima fază ce? S-au așezat la masă, nu, pe scaune? Nu, stăteau în picioare toți acolo. Ca tablou a stat la ușă? Nu v-au invitat să stați? Eram în picioare acolo, s-a intrat. Am ieșit în balcon. La început nu erau microfoane, era o portavoce acolo. Mi-am dat seama că e nevoie de o legătură între cei de afară și cei de înăuntru, că oamenii de afară își pierdeau răbdarea. Atunci mi-am dat seama că dacă până atunci mi-aș fi dorit să scap de acolo, că era practic imposibil. Că oricine ar fi încercat să traverseze mulțimea, eu l-aș fi identificat. Și am zis, dacă eu care nu mă pricep, identific pe cei care traversează mulțimea, pe ăia care sunt pe clădiri și ne supraveghează, mă identific. Și am zis, Doamne, n-am nicio șansă să scăpiu de aici. Asta a fost o șansă, repet cuvintele, că mi-am dat seama, știți, dacă ai o marjă mică de șansă să ieși viu, îți folosești potențialul să scapi. Ori eu m-am convins că n-am nicio șansă să ies viu și atunci mi-am dorit să fiu eficient. Dar pentru asta era cinstit în fața oamenilor să nu fiu un tip cu barbă, ci un om cu o identitate clară. Am spus, mă numesc Ioan Savu, sunt însurat, locuiesc pe strada Negoiu, numărul 16, apartamentul 18 și am 3 copii. Sunt informatician la oficiul de calcul la detergenți. Mi-am dat seama că înainte de a începe să vorbesc, că mă condamn clar. A, corect. Adică vă devoalați identitatea. Bun.
Și lângă dumneavoastră n-au mai venit cineva? Acolo în balcon, nu. Atunci, nu în momentul i-au lăsat? Ăla. În momentul ăla, nu, dar în nici... momentul acela când v-ați apucat să vorbiți, n-au mai dar venit ei erau, nimeni? Discutau cu, cu... Asta vă întrebam, ce făceau ceilalți? Discutau, că, dar nu știu, că eu știu ce făceam adică eu. Adică nu se poate să nu fiți atenți, că la un moment dat... Doamne, ziceați... pe când e vorba de moarte și de 100 de mii de oameni, știu. Te toți, mai gândești ce face fiecare. Acel... Nu, dar erați cu ei în aceeași clădire. Presupus, în momentul când am văzut că se strâie tovarșul prim-ministru, atunci mi-am pierdut încredere. Din 13 au fi zis 2-3 și care... Dar da. Ce, și ei vorbeau cu Dăscălescu? Începuse vorbeau să vorbească? Da. Și Dăscălescu vorbeau cu ei? Cu ei și eu mi-am făcut treaba și acolo. Toți vorbeau sau mai erați? Nu știu. Nu v-ați putut sfătui cu nimeni? Dar n-am nici n-am avut încredere în prima fază, abia după aia. Era avut lipsa de încredere, unii în alții bănuiesc. Da, dacă am văzut, am avut niște dovezi concrete, nu? Că da, nu s-au manifestat ca niște oameni. Bine, fiecare om se poate manifesta într-o situație diferită. Și fiecare gestionează. Diferit. Unii sunt puteau să fie de acord cu dumneavoastră și să o ia într-o altă abordare. E adevărat, dar acolo nu mă reprezentam pe mine. Îi reprezentam pe cei de afară. Eu toți... aveam conștiența asta, doamnă. Dar cred că la același risc s-au supus de a fi morți. Evident, dar din balcon aveți poza acolo. Evident, dar aia mai târziu. Alea sunt mai târziu lucrurile astea. Da, da, da. Sunt de la început așa. Deci la început, și... când ați fost, ați venit singur. Da, nu v-a însoțit niciunul dintre cei 13. Atunci, atunci la început. Și atunci nu. Și atunci le-am cerut oamenilor să-și înconjoare clădirea. Am spus, prezența acestor demnitari comuniști în noastră garanție că nu se mai trage în oraș. Să nu scape nimeni, am spus. Le-am mai spus, verificați-vă fiecare vecinul, să vedeți dacă nu e înarmat, pipăiți-vă. Să vedeți dacă nu se curiști în fiecare asta între nu, voi. Asta era pur și simplu un îndemn, dar n-aveați certitudinea că se doamna s-a dovedit că am avut dreptate. Am avut o intuiție clară, doamnă. Și atunci au descoperit între ei ofițeri de securitate înarmați, i-au dezarmat, i-au bătut. Doamne, dar atunci trebuia să... Adică să, dovada dumneavoastră a fost când v-au luat de gât. Când v-au luat de gât că l-aveați acolo. Dar nici nu m-am mai gândit la aia. Și atunci cred că a apărut un pericol, doamne. A apărut un pericol. Oamenii noștri puteau să declanșeze incidental foc. Și ajungem până la momentul când vă eliberați. Și după aia atac din gură. Numai să ajung la un... Da, să avem un film. Să avem un film. Și după aia să mă ierți. Că... Nu. El a și fost dascălul unul dintre copiii mei, al Carinei. Da, nu, nici nu... Și îi port un respect deosebit. Știți ce vreau să ne fie foarte clar și celor de acasă? Că abordarea un pic a emisiunilor și a intențiilor noastre a fost tocmai să evidențiem un fir, o poveste trăită de fiecare dintre participanți, pentru că atunci sunt convinsă că toți oamenii de bună credință, nu vorbim de cei care au ieșit având un rol bine definit, toți au ieșit riscând, toți au ieșit încrezători că vor schimba ceva. Și tocmai de asta fiecare a avut o emoție și dacă unim acele emoții, se creează un întreg și un tablou complex. De-aia e importantă emoția dumneavoastră din interior, dar și a celor din exterior care au susținut. Eu cred că unii nici nu se putea unii fără ceilalți. Eu cred că unii fără ceilalți n-ați fi reușit, de-aia de asta e bine și încercați să fie... De asta am și încercat să existe un dialog permanent și să le spun tot cred timpul ce se întâmplă. Cred că și ei au încercat să vă asculte și dumneavoastră ați încercat asta, să-i mobilizați. Fără discuție, că în numele lor am venit acolo, nu a venit fluxul acela de informație și de la unii și de la alții. Și poate că a fost bine că nu s-au mai înghesuit și alții, că altfel ar fi părut o chestie neorganizată. A fost și înțelepciunea mulțimii să lase un reprezentant să vină. Pentru că bănuiesc că dacă... Nu, erau mai mulți. Erau mai mulți. Sau 13. A fost o înțelepciune că dacă s-ar fi îmbulzit și s-ar fi apucat să se tragă la sorți, s-ar fi pierdut momente. Adică s-au lăsat orgoliile, s-au lăsat niște oameni care deja definiseră un rol. Psihologia mulțimii e diferită de a individului. E adevărat. Eu dar, am citit mult dar vreau la viața să spun mea. Că atunci ei au fost înțelepți, oamenii de acolo. Sigur că da. De regulă oamenii sunt înțelepți. Da, și mai ales aici în Timișoara sunt așezate. Și au respectat că s-a luat decizia într-un grup să meargă, au așteptat și tocmai de asta vorbim. Deci n-are de ce să se supere. Povestim, domnul Balin, n-are de ce să se supere și nici nu cred că e vreunul. Povestim întâmplările trăite de dumneavoastră în primul contact cu Dăscălescu, care venise special la Timișoara. A fost trimis la Timișoara. Trimis la Timișoara. Venise sau nu venise... Ceaușescu din Iran atunci. O să discutăm despre asta un pic mai târziu. Nu, când Dăscălescu a ajuns, Ceaușescu era în țară? A ajuns în dimineața aceleași zile în țară. Sau cred că pe la prânz ajunsese. Nu, dimineața, el trebuia în dimineața aceea să vină la Timișoara.
Cine, Ceaușescu? Păi nu era în Iran. Venise dimineața de vreme. 14:30 era în București. A venit dimineața. Da, da, un picuț. Deci hai Descălescu când a venit în Timișoara, Ceaușescu era în țară. Asta era... Nu, Ceaușescu... Descălescu da, se pare când că... a ajuns la Timișoara, Ceaușescu era deja în țară. Da, 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 așa e, așa e. Deci este bine să corelăm și informațiile, pentru că și reacțiile așa lui Descălescu... Așa e, Costel, discutăm după aia. Și reacțiile lui Descălescu și a celorlalți sunt clar strânse în legătură cu informarea directă a lui sau da. Dezinformarea. Așa e. Și am ajuns la situația cu armele, am coborât acolo. Deci ați coborât din balcon? Am coborât, dar aveam o oarecare libertate de mișcare. Dar cum v-au lăsat? Păi am mai avut niște discuții cu... Am apucat să am și eu discuții cu Descălescu, dar m-am adresat lui cu domnule apăsat. Dar, și... dacă, bă, spuneți-ne așa, asta e interesant, asta va rămâne ca și, nu e zona de picanterie, ci zona de întâmplare reală. Nu puțini au ajuns să discute cu Descălescu, care a fost o figură. Nu mulți, nu mulți. E primul ministru da. Al României în acea perioadă da. Și era un om care avea da, și, putere și, era, și rigid. Și era un tip cum, rigid. Cum a reacționat? Când... În momentul în care am ajuns în fața lui, deci după ce m-am întors da, din balcon... Da, v-a invitat el sau pur și simplu... Am intrat eu în discuții cu el. Ați intrat în discuții. Da. Ceilalți mai vorbeau? Sau... Ceilalți discutau cu el și atunci m-am adresat și eu a, deci domnule. Se discuta pe mai multe voci da. Acolo. Se discutau cu el. Deși eu eram mult mai hotărât și mai inflexibil decât ceilalți, cum am spus, Peter Petrișor, într-o carte a lui Titus Suciu, care a apărut prin 94 în Lumea Bună a Balcoanelor, spune, la început m-a enervat Savu, că era absolut inflexibil. Și da, după aia l-am înțeles, zice el. Păi da, eu eram hotărât acolo, nu m-am dus acolo să mă căciulesc în fața lui Descălescu. Aveam o treabă de nu făcut. Nu cred că atunci, s-au dus vreo unii de acolo zis, să se căciulească. Nici eu nu cred. Dar reacțiile a fiecăruia probabil că erau diferite. Da. Eu am fost mai știți de ce spun că nu cred că s-au dus să se căciulească? Toți care au intrat cu dumneavoastră 13 au intrat determinați. Fără discuție asta. Fără discuție asta. Era clar că riscurile erau împărțite deopotrivă.